Bună dimineața, o zi reușită. Pești, sunteți capabili de lucruri mărețe și o să știți să fructificați o situație care prezintă avantaje și nu vă solicită din calea afară. Vine momentul vostru de glorie, să fiți pregătiți. Berbec, pot veni ceva bani de la serviciu și să aveți pentru o escapadă turistică la sfârșit de săptămână, să dați refresh relației de cuplu, să nu vă doboare monotonia. Taur, vi se lansează o invitație să plecați pe undeva la odihnă, la distracție, cum preferați. Poate vă duceți în vizită la niște rude care vă duc dorul cine știe de când. Gemeni, chef de plecare pe undeva aveți. Anturaj s-ar găsi, dar poate vă duceți la cineva care vă așteaptă și o să vă destindeți, o să aveți toate condițiile să vă puteți relaxa. Rac, vi se oferă șansa de a călători și în țară și afară, poate vă luați câteva zile și vă duceți la plimbare, mai ales dacă sunt și copii care vor să mai vadă niște locuri. Leu, e posibil să luați niște bani și să vă consultați cu parteneri de afaceri din privința unui contract, că poate nu să fiți întru totul de acord cu condițiile propuse. Fecioara, o să puteți primi ceva în dar, pot fi și niște bani la care nu v-ați fi așteptat și să aveți de buzunar ca să ieșiți cu ai voștri la un munte sau doar la o plimbare prin oraș. Balanța, e o provocare pe linie de serviciu, poate să eliberează un post pe care îl vizați de mult și o să puteți da concurs, dar se poate și să vă numească direct șefii. Scorpion, se poate să reluați o preocupare de timp liber și să vă delectați în compania unor prieteni că aveți nevoie de o rupere de ritm, așa ca să combateți stresul. Săgetător, se ivește ocazia să vă luați o casă, poate și pentru că urmează o căsătorie, se mărește familia sau pur și simplu nu aveți unde să locuiți. Capricorn, poate vă dați întâlnire cu câțiva apropiați ca să desfășurați o activitate care să vă aducă beneficii, să conteze și în ochii celorlalți, poate împărtășiți un crez, lansați o modă. Vărsător, se vine cu oferte de lucru și o să aveți de unde să alegeți, dar nu o să plecați ușor în altă parte dacă aici unde lucrați nu o duceți rău, o să cântăriți bine de tot situația. O zi reușită!